părerea mea e că trăim într-o perioadă super mega mișto dacă e să o luăm din punctul ăsta de vedere și ar trebui să exploatăm stai tate <coughs> și ar trebui să exploatăm toate chestiile astea exact. la maxim să pentru folos... că avem, avem libertatea <coughs> să ne folosim de ele că noi nicăcăm pe noi și suntem și noi uneori ipocriți că vezi doamne a, oh, da nu mă las, las, fumez da. aici. A. Da, da. Man, N-aveai voie să stai, dacă stăteai trei, stăteau în parc trei oameni, în povestea ta, da, da, dacă stăteai trei. Și păreați așa o leacă mai dubios, te sau după o, o oră. Cu, te rupeau aia cu bătaia, mâncați aș gura ta. <laughs> dar nici nu te întrebau ce faci sau ce, na. Și acum tu ești supărat că nu te lasă să fumezi în local. Da. Gen, se se blochează, n net într-o zi pe telefon da. sau trebuie să-ți încarci telefonul. <coughs> o, dar ce net prost au ăștia ce aici, prost, aici. Ce nu pot să... Greu merge. Da, nu merge Wi-Fi-ul. Da. Care e parola la Wi-Fi? Asta cred că e, întrebarea adică, secolului. Da, care e parola la Wi-Fi? Care parola știi? La wi cel mai folosit cuvânt în 2018 a fost selfie, nu? Serios? Da, mă. -a, a, uite că nu știu asta. A fost cel mai folosit cuvânt ever. Ok, parola la Wi-Fi. Și, wi Și, trebuie, <laughs> trebuia să stai la rând, la rând două zile să-i pâine. Exact. Asta vreau să zic, trebuie să ne bucurăm de căcaturile astea. Și să, le și, folosim, nu să... Știi? și nu trebuie să judecăm, că creștem. Da. Crește, creștem, creștem foarte mult, creștem foarte rapid, se întâmplă foarte multe lucruri. Chiar uh, acum ceva timp, știu că vorbeam cu un amic de meu și îmi ziceam că, bă, nu știu, hai să vedem, poate ce facem mâine, poate și în weekend, poate plănuim ieșire, un căcat. Și am zis, boss, eu nu știu ce fac mâine. Deci mâine poate mă sună de la București, de la Stream Your Dream, hai la București. Te. Deci eu nu știu. Asta este, adică E totul atât de incert câteodată Noi încercăm, ne bazăm Pentru că viața noastră practic este o rutină să trăiești, tu, tu ca om trebuie să-ți formezi niște pattern-uri, niște rutine ca să poți trece de la o zi exact. la alta, ca să știi, <coughs> pentru că să trăiești într-o permanentă incertitudine, cred că e puțin uh, un pic groaznic. Ai fi un pic foarte stresat. Exact, și un pic mai mult. Și ai clăcat la un moment dat. Nu, exact. Tu trebuie să, știi, bă, bă, știu că mă, mă, măcar mă duc la muncă sau măcar dimineața mă scoală, îmi beau cafea. Măcar știi ce fi? faci, și bă, mă trezesc dimineața, beau o cafea, plec pe la șapte jumate, opt de acasă, după aia mai văd ce deci mai fac. Chiar că sunt oameni care zic, bă, eu n-am rutină, Na, nu există. Eu, nu eu... cred că există om să Nu, ai cum, frate. Și dimineața, dacă te trezești și primul lucru pe care ai făcut, te -ai duci, te-ai spălat pe față, Ei ai, rutină. o rutină. Și genul ăștia care călătoresc sau merg non-stop sau activități. Da, nu, nu ai... Tu... exact, ai rutina ta, că exact. non-stop și faci activități. Exact, ai exact. Ta. Ai, ai, tot... deci, oricum ar fi, tu ai o rutină și creierul tău are nevoie de Ideea rutină. Ideea că asta, trăim într-o chestie de asta. Suntem în era asta, e fix părerea mea acum, meu a venit. Ia. Trăim, în era, cum să zic, inversul lui mâncați așa. De că era inversul? Pentru că ăștia care sunt super activi Mamă și fac aia Mă duc încolo, mă plim, mă Vor să stea Mamă, bea, aștept să stau Și tu care stai, îți dorești să faci Și când ajungi să le faci Mamă, dar ce mișto era dacă stăteam așa, mamă, no, ce-aș no, sta!" Nu, ce nu, no. ce... no. exact, da." Știi, adică Ei... suntem nemulțumiți pentru că ne s-au oferit prea multe." Exact, în permanență Ai... nemulțumiți." Ai exact de unde să alegi, știi?" De mm -hmm. exemplu, poți alegi să alegi să-ți tricou de la Rubik." <laughs> Cumva, da." Adică să-ți iei de la EMAG." <laughs> asta tai o da. mutare no, Nu, nu, no, no, e la... da ok, că vis-a-vis -vi, vis -vi de EMAG, EMAG nu are tricouri personalizate, așa că Rubik's for the win." Da." Bun. da uh... N-ai ce să faci. Revenind la începutul discuției, nu a afectat creșterea asta cumva pe care noi am avut-o relativ la învățăturile părinților noștri, care ne-au zis că, bă, bine ar fi să faci un liceu, să iei note bune, să exact. înveți foarte bine, te duci la facultate, iei note bune, înveți foarte bine, ți-ai diploma de facultate, iei note bune, înveți foarte bine. Îți găsești un job pentru că ai avut note bune și ai exact. făcut Exact, teoretic, teoretic găsești teoretic un îți găsești job, job pe pentru pentru domeniu. Da. Neapărat trebuie să fii pe domeniu. Neapărat pe domeniu, pentru că acum ceva timp, dacă, dacă nu știu, făceai o facultate, bă, jobul aveai cam la, la asigurat. Hmm. depinde cu cât timp. Acum cât timp? Acum foarte mult timp. Comunism. Ah, în comunist te referi. Ah, da. E bine, nici nu erau foarte multe facultăți atunci așa aș fel de... Băi, lumea se cacă pe ea că vezi, doamne, în comunism era bine că îți oferea loc de muncă după ce terminai uh, școala. Și ce că ca făceai dacă ți oferea loc de muncă după ce te în școală. E ca prostă, nu? Da, păi cam asta făceai. Și atât. Păi da. era. Asta, asta, asta era fericirea la ei. Asta era țelul lor pe în de viață. Pe de de-o bine că faci ceva. Asta e ideea. Pe de-o parte era ok că faci ceva, dar frustrații de atunci da. sunt părinții exact. și oamenii care ne încojoară pe noi acum. Și profesorii de și acum. Și profesorii de <laughs> acum. Asta, asta e durerea. Și nu zic că părinții noștri sunt frustrați. Că ești frustrați fără să vrea. Da, corect. Eu asta am citit la email cel puțin. Da, să fi... frustrați fără să vrea. Adică eu le arăt lor o chestie și se panichează și se stresează. Da, cu da. nu știu ce. Da, 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 Și încerc să le explic și nu vor să... Da, Știi, rămâi e, eu, cu... mă uit la, eu mă uit la email și uh, cumva, cumva îmi pare rău pentru ei. Adică eu mi-aș dori eu pentru ei ca ei să trăiască vremuri mai bune și să fi De trăit între cu vremuri mai bune. Adică mama, cel puțin, este extraordinar de mândră. Adică o citesc, încerc să citesc și văd din ce îmi scrie, ce îmi spun și așa, că e mândră de ceea ce am reușit eu până în momentul ăsta să fac. Ha. Și eu mă bucur că se bucură de mine, dar nu vreau să, nu, mă simt puțin egoist pentru că mă bucur a, eu trăiesc asta, nu ei, știi? Mi-aș dori și pentru ei. Și... Da, dar ei trăiesc tine, ei trăiesc pe tini, știi? Știu, știu, Și în capul lor știi, știi ce, este? Este în felul următor. De, de noi dacă n-am putut trăi, măcar să trăiască el, știi? Da, dar eu empatizez foarte mult și, sincer, chiar mi-aș dori și, și pentru ei. Și fac tot posibilul cât să-i fac fericit, știi? Să... Știi cum e bine că-ți deschizi la minte și nu da, au da, rămas pentru, pe... asta pentru asta mulțumesc. <coughs> nu au și rămas de... pe principiul ăla. Au cu... avut o perioadă când... <coughs> uh, uh, cred că am mai discutat asta într-un clip la un moment dat să nu mai știu cu cine am discutat dacă am zis asta <coughs> la un moment dat eu prin clasa prin liceu clasa 11-a, 12 eu am început să cochetez foarte mult cu Photoshop cu editat da, video știu. editat foto când am avut și primul meu vlog și așa <coughs> și <coughs> vinea mai mea de la serviciu și îmi zicea că bă Alin tu ce ai făcut toată ziua era, ia uite ce poză frumoasă am editat. <laughs> ce ai făcut? Ce e asta? Cu ce te ajută asta, Ce ai editat la ea? Ce, bine? ai stat pe calculator. Ai ți-ai da. pierdut timp pe calculator. E, și după ce am plecat din din Dorohoi și am ajuns la facultate și așa, primul meu job, graphic designer la mare corporație. Diți <laughs> mm. în în Iași. Și în momentul ăla am avut așa o chestie. Ha, uite ce am reușit să fac, și tu nu mă lași, știi? O trecut timpul și chiar dacă eu am fost foarte raf așa, a Tata cui... tu nu editează pozi în Photoshop, adică stai un pic. A, da, acum și el mai nu a văzut ce poate face, ce se poate face, au început și el. Dar chiar dacă îi blamăm. Uite, asta, uite, aici revin la la ce ziceam cu frustrarea. Uite, frustrarea lor, că tot am un exemplu. Era că tu nu o să ajungi niciodată să-ți faci un job da. Și să să, nu, să termini școala și să lucrezi pe cei terminat școala. Aia e frustrarea pe care au avut-o pe da, care au avut da, 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 da. Și asta e, nu-i e chiar ok. Ideea este că, da, hmm. în, trans în transferă... Ce Păi, am vrut să zic. <laughs> 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 Într-adevăr, faptul că eu a trăit într-o perioadă super aiurea ne-a afectat și pe noi, dar cel mai rău este faptul că sunt oameni care au trăit într-o perioadă aiurea și. Sunt, am fost obligați, cum au fost profesori, foarte mulți profesori, care au fost trăit în perioada comunismului și chiar nu au mai ieșit. Nu, deci ei nu, nu, nu. nu. s-au limitat și au rămas așa din doctrinați. Bă, și sunt sigur că ați avut și voi, sau poate chiar aveți în continuare, că majoritatea sunt din per vârsta asta adolescenței se uită la videurile mele. Sunt convins că aveți și voi profesori genul ăsta, dar da. am un profesor la facultate. Ești nebun? Nu dau numele facultății. <laughs> am avut la facultate, este un băi, sute de mii de euro, 500 de mii de euro, să nu știu cât costă, un aparat îți proiectează 3D. Așa. Gen îți proiectează ceva 3D, poți să scoți bucată cu bucată, exact, uh -huh. pe GPS, pe nebunii, băi, o chestie extraordinară, nu mai văzut până atunci. Așa. Ah. Nu o folosești nimeni. O scoate când e ziua porților deschise. A, să arate care. Și atât. Și gen, am întrebat, băi, dar de ce nu folosim, noi lucrăm cu un căcat de miră topografică deja v-ați dat seama cum că ca din mirul topografic de pe vremea ce aușesc cu un prost cu în mână gradată și tu te uiți printr-o lentilă ca să măsori ce când tu te uiți printr-o lentilă și trebuie să faci 15.000 de calcule ca să vezi cât e solul din da, bine când înțeleg. poți să pui aparatul ăla sau altă chestii aplicați pe telefon acum să măsori exact da, da ah. trebuie să plecați de la greu Alea se exact, exact ale mai știi cum era? Alea exact, exact. că e. făcut pe vremea lui Ceaușescu. E, e. Fix asta a fost replica, că-s făcut pe vremea lui Ceaușescu. Exact, și am băi, eu dacă mă duc să mă angajez la un loc, să am un loc de muncă, da? Eu nu lucrez. Și cu mă puni pun să mă sor. Eu ce fac? Eu zic, la du-te la 3 km și ține-și tu bățul ăsta <laughs> și eu stau și mă uit asta ca să ți sor. <laughs> și să-mi spune, da, da, vin de asta, laser. Bă, <laughs> da, <laughs> dar eu nu știu cu laser, că vreau ce o cu asta mă bine. <laughs> Serios acum. <laughs> Nu, e serios acum, știi? Adică da, e da, ok. Da, știu ce zici. Dar ce vorbești, frate? Deci eu când am fost la... Uh, bine, am dat deja în alt subiect, dar când am fost la facultate, am făcut informatică un an și ceva. Bă, deci asta s-a întâmplat în 2015. Eram deja spre sfârșitul primului an de facultate, în 2015. În 2015, SS, SSD-urile, harddisculi tip da. SSD, erau apărute de nu știu, cred că doi ani deja. Când erau alea de 120, nu? Da, Sau da, de 80. Da. da ceva gen, erau mai mici, dar da. erau apărute. Da, și erau. Se știa despre ele că era cu... mergeau foarte bine, erau niște hard de foarte mari viteză și așa. E, în manualele de la informatică, de la facultate de informatică. Nu SSD? Să vorbea despre apariția lor într-un viitor. <gângă> că ar fi posibil să apară. Cele erau apărut și nu disc era cu sub denumirea de SSD, era denumirea de de asta de un, un hard disk cu o viteză foarte mare de, de, de scriere și de transmitere a Adică SSD-ul. Dar nu, -a, nu a existat denumirea de SSD. Păi da, și manualele că nu au fost scrise. Nu no, știu, frate, dar... Nu, mă rog, mie mi s-a părut... Uh... Băi, adică e facultatea de informatică, te aștept? să... Uh... Exact, bă, modern, să înveți ceva care... De... Bă, ești bă, de pe în, banca facultății... În informatică și... n-ai cum, părerea mea. în uh... Informatică nu ai cum să înveți chestii din trecut. Informatică și medicină. Da, nu ai cum să înveți chestii din... Bine, ok, hai, în medicină... Bine, să da. zicem, principiile sunt aceleași. În informatică sunt aceleași principii. Da. Dar tu nu ai cum să înveți... Mm despre un hard care trebuie să apară și el deja a apărut și ești cu el în mână. Și da, ce de... dracu, de... și Și ăsta, frate, e ide... SSD bun, da. Ideea e că trebuie să fii la zi, frate, astea sunt două tu domenii. Tu trebuie să apari vreo doi ani. <laughs> trebuie, trebuie... deci, sunt niște domenii în care trebuie să, trebuie fii la zi, toată informația să fie fix, pe, apare o boală nouă, da? Tu da. ca medic, dacă nu înveți la facultate, dacă nu ți zice că ar putea apărea boala aia, tu ce faci? Când ajungi da? în spital, ajungi ca medic rezident și îți vine unul bolnav și tu ești e la... foarte grav ce ai tu aici la... Mamă, dar este ideea... Mamă, asta e ideea rară de... E... Nai, nu, nu, Așa zgrietură n-am mai văzut. E bolă, e cool. Cum trebuie cu <laughs> <de -aia> asta? Scrie <laughs> undeva că trebuia să apară ceva. E trist, e trist. E trist că... un pic. Și cu creativitatea, ca să revenim la creativ, trebuie să fii creativ, frate. Și creativ nu neapărat în sensul că să faci YouTube, să faci muzică, nu, orice Ești la birou, faci. da? Lucrezi la birou, cu majoritatea sunt încorporatriști acum. Da. Majoritatea cam acolo în învârtim, da, exact. știi? Fă-ți birou frate, pune-ți o chestie. Exact, Uite, exact. eu la birou, de exemplu, am o foaie pe care scrie, -i cu Immanuel Kant, știi? Da, și asta. scrie Immanuel Kant, bă, tătălistii trai. Știi? Îți spui o chestie de asta, îți exact. faci birou într-un fel. Băi, mai trec chestie. pe lângă colegi și mă mai uit, monitorul, laptopul și atât. Da. Cam asta, și super sec. Bine, unii țin foarte mult la ordine și curățini și așa. Da, tot creativitatea într-un în fel sau altul. Da, și asta, corect, corect, poate fi și asta. Știi? Da, revenim, trebuie să fii creativ, adică trebuie să ai <coughs> impulsul ăla, măcar acum când se poate și ai totul la dispoziție. Mi-e îmi pare rău că nu am poate impulsul ăla să fac odată. Când De... mai am zile, când n-am... Știu, 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 și te înțeleg. Și pare rău. Și am și eu, și grav pentru... adică e grav. Eu... Dar tu n-ai voie să ai de-astea. N-am voie, dar am. Că mă uitam la... mă uitam de exemplu la... Unbox Therapy. Eu n-am urmărit foarte mult videourile. Man, tipul ăla-i God în America pe chestia asta. Dacă el o spus că telefonul ăla-i de căcat... Da adică cât? Da. Că mă uitam gen la un video uh, spunea că să nu ți cumperi iPhone X. Uh -huh, uh -huh. Mă uitam în comentarii, avea cred că un milion sau ceva, nu știu, câte comentarii, da. avea 10 milioane de vizualizări uh -huh. și avea nu știu câte milioane de comentarii în care lumea nu și a vândut telefonul. <laughs> că a spus el că să nu și iPhone X. Da, în da. În fine, are, are vreau un să zic că foarte mare. Vreau să zic că se vede evident că a devenit tip comercial. Da. Adică asta vreau să zic. Tu de exemplu, dacă ai face bani, e o întrebare poți vreau să fiu sincer, mie nu cum e un că da, Așa. Na. Tu te-ai schimbat dacă ai face bani? Adică dacă eu sunt, de exemplu, o firmă mare, da? Și vin la tine și spun, Alin, îmi place tare ce faci, dar hai să... Da, da, înțeleg. Dacă să... îți dau și eu vreo 3000, nu faci tu review la... Un fel de curvă, știi? Te curvi... Da, exact, da, exact. Să te curvești alea. Exact. Ai faci chestia asta? Dar uh, tare, mult, tare mult vreau să zic că nu, dar, aștept momentul ăla, sincer, îl aștept, îl aștept cum mare Eu drag. zic că. eu nu zic că ai vrea să o faci, dar cred că ai să fii cumva împins de la spate să o faci, pentru că ai, o să ai două variante. Ori rămâi la 500 de subscriber, să da, zicem, Da, da. și investești în continuu și muncești cu speranța că o să te vadă cineva, cum te-a văzut deja cineva. Da, da, ori să primești bani sau exact. să te promovezi cineva. Ca să ajungi în punctul ăla, știi? Da. Că. Dacă nu accepti, băi, spui, băi, eu nu-s curva ta, nu vreau să fac ce vrei tu. A, ok, părerea mea, bine, nu fă bani. Da, mică... da, exact, știi, vezi, treaba ta, hai să te văd cum te discurci. Asta e ideea, cum e marketing. Asta mă deranjează în principal la YouTube. Știi care să faza? Pe... Marketing. Da, într-adevăr, este marketing, poți face bani, foarte mulți bani, foarte puțin bani, poți să nu faci bani de loc. cum fac eu acum, cum nu fac eu acum. <laughs> uh, ideea este că platforma și mediul ăsta... Că am aflat și când am fost la Streamer Dream, încă niște chestii pe care am aflat acolo, platforma asta îți dă posibilitatea ca tu să faci cum vrei tu. Asta am vrut să zic acum. sunt companii, precum Samsung, care efectiv ei se uită la anumite puncte cheie din ceea da, ce faci tu. Exact. Adică tu dacă îndeplinești, stricii. tu dacă ești serios în, în tale, nu faci panorama, nu faci mișto de oameni, nu faci prank de astea că mă arunc în piscină sau o link cactus sau Dar așa. aș linge un cactus. Ți-o poftă? Poftim. așa? Atunci, știi, dacă firma îți vede punctele alea la tine, atunci, okay. bă, asta e mișto acum, aș reveni la creativitate. Platforma asta YouTube acum, poți să faci ce vrei, ce vrei, ce vrei. Poți să faci ce vrei tu și nu e obligatoriu să faci bani, dar asta e tâmpienia la care... Din cauza asta sunt alții care profită de YouTube. Păi gândește Pentru te... că... E clar că dacă tu pleci din pasiune, băi, îmi place maxim să fac asta, vreau să... Pentru atenție, știi? Băi, uite, au văzut 15.000 de oameni și gândesc ca mini oamenii aia. Te simți super bine. Da, da. ce vine unul la tine. Mai era un YouTuber, nu, știu, eu nu tobor străin, dar mi-a mi venit să vomit. Îți zic sincer, știu că nu are legătură, dar tot de creativitate e legat. Râdea piu de el. Așa. Man, omul făcea vloguri cu melodii, cu chestii, Așa. făcea făcea uri Genial omul. Așa. Foarte iubit, știi, în America. ce făcut, au făcut cu L-au atacat chinezii mâncați aș gura ta să-ți o mănânc și l-au obligat chinezii să facă videouri pentru ei. Man, videouri de alea în care el cântă cu animeuri, cu alea, cu... Sunt a fost în China și a spart iPhone-ul în față la magazinul Huawei. Doar să... Că vezi, doamne, un căcat iPhone-ul și Huawei e miezul. Și pe aia și-au strâns bucățile telefon de pe jos. Rădeau chinezii de el. Adică nici... În... Deci, el avea undeva la câteva milioane buni de subscriber. Deci era omul super cunoscut. Și-au ajuns... Mă, știi? N nu știu acum cât mă crezi tu sau cât o să mă creadă lumea care se uită, se uită la video mele. Ideea este că eu nu fac asta. Deci, ți am zis care este scopul meu principal și faptul că asta poate deveni monetizată și să am un câștig eu oricum acum sunt angajat. Eu câștig bani, adică da, eu. Da, e un plus, adică ai faci un... bani în ceea ce îți place, da, adică okay, ce Și asta atât. este foarte bine, dar eu nu fac asta pentru bani. Și asta se poate se duce din din faptul că eu mi-am cumpărat din proprii mei bani, mi-am mi cumpărat o grămadă de aparatură, o grămadă de chestii pe care eu să le folosesc pentru a crea content de calitate, pentru de... în primul rând de calitate, dar și pentru a putea ajuta pe alții, pentru că tot ce am eu, chiar dacă am job, și așa, nu am foarte mulți bani și majoritatea de chestii pe care le-am sunt de buget. Și asta îmi și place mie, asta, de asta am și pornit canalul ăsta de YouTube încă o chestie, că sunt o grămadă de căcaturi ieftine și super mișto, frate. Și make cheap things great, make cheap things great again, știi? De asta zic, sunt o grămadă de chestii mișto, ieftine și eu le găsesc și le folosesc și vreau să vă știi, care este, care este posibilitatea, care este limita lor și apoi să le, să le oferă, știi? Da, pentru că sunt oameni, uite, am văzut și niște chestii sperii. Eu dacă nu te-aș fi cunoscut dinainte, da, bine, n-aș putea să zic că nu te-aș crede, dar mai ales să te cunoști dinainte și am văzut exact cum te-ai dezvoltat, știi, și de unde ai plecat, la ce youtuber sunt acum, man, la ce content oferi tu... Hai să nu ne căcăm pe nu, noi, okay, da. nu, da. nu, vreau să mă, nu vreau să mă compar acum cu Nu, nu, cu nu, alții. Nu, nu ne comparăm cu alții. Nu te compar cu alții, dar ideea e că la ce fel de... Am văzut, vreau să zic că sunt alții care sunt, sunt alții care deci, eu din sfera mea de youtuber mic eu nu am mai văzut pe cineva care să facă A, exact. ce exact, fac ce eu facă ce faci tu calitate și editaj și nebunii ce oferi tu eu pun preț pe calitate și vreau să cred că într-adevăr clipurile mele sunt calitate acum calitative. zi tu din perspectiva ta câți youtuberi noi nu fac asta acum pentru bani adică câți nu se gândesc băi mă apuc de asta că fac Ia, bani de mă cac pe mine uite încă o chestie pe care am aflat-o la streamer dream unul dintre cele mai căutate Uh, cuvinte cheie din, uh, din anul 2019 de pe YouTube. Ah, -mi tu, yeah. Este challenge. Challenge. Orice fel de challenge. Facem challenge? Da. Facem acum un challenge pe podcast. Ce challenge facem? Ce challenge? Ce challenge? Dar zici, da zi, ce sunt challenge Challenge. Mamă, facem challenge, Să mă asta. Jucați-o pe asta. Da. challenge-ul nostru este să nu facem challenge. Da, exact. Deci și pui acolo hashtag challenge da, no nu challenge. Hai să vedem, hai să vedem. O să, chiar sunt curios ce challenge mai sunt. Bă, puteți să lăsați în comentarii. Dacă ați ajuns până în punctul ăsta din video, care este destul de înaintat, deja avem uh, minute întregi filmat. Dacă ați ajuns până în punctul ăsta din video și, și vedeți asta, lăsați în comentarii ce challenge am putea face noi. Și o să alegem unul care este cel mai bun sau probabil că să cel mai multe like-uri. Și-l facem. Și-l facem. Dar orice. Da, e nici chiar orice. Asta zic, de asta alegem. Taci. Ori alegem, dacă nu sunt cu foarte multe like-uri, ori luăm pe la cu cei mai multe like Și sunt random. curios ce... Random, Cucă. man. Sau, random, Sau ran, random. Da, bravo, bă. Man, dar Engleză, de baltă. Uite sunetul ăsta îl pui când înjurăm. jurăm. da, și da. Cam, cam, asta e și cu, și cu toată treaba asta. la creativitate, am ajuns la YouTube, la o grămadă de chestii hai să vedem că avem încă chestii de făcut. Două. Apropo de YouTube, am aici tableta asta, așa se pornesc și înregistrarea ecranului. YouTube. Ali nu mai ia singur așa câteodată, nu e problemă. Nu sunt obișnuit cu el. să și cu microfonul. Să cert microfonul. Tablete, n-ai. Start recording. Ai, mă. Bun. Bun. Ideea este că vrem să vedem ce se află în trending. În moment... Deci eu nu am intrat, mă jur. Deci nu am intrat, cred că, pe Nicu trending România de foarte multă vreme. Nicu așa că, hai să vedem. Tabă de trending. Hu, uh, primul lucru. Doream popa cu șeli 100% și mi-e că m-am uitat la el. <laughs> nu cred. Nu cred că șeli este, este iar un trending. O făcut melodii cu Doream popa. Da, stai așa. Nu. Dar nu ți-e idee la disclaimer? pentru întreaba asta? O leacă. <laughs> o leacă. o leacă. O leacă disclaimer sau o leacă? Ai văzut traca, traca, truchi, truchi, cum căcață chiar ah, mai? Trica, trica, trica. trica. Ei, <laughs> Ei, <-l> <laughs> Ei, trica. Ești răscăcat. nu E plin TikTok-ul de trica-trica. trica-trica? Da, deci, Man, acum nu, hai să nu o dăm în hate -ă reală sau da. ceva. Ți-ți se pare ok chestia asta? Bă, nu mi se pare, adică nu mi se pare ok. Pana mea e muzică, e o chestie de gust aici, mie nu-mi place, știi? Adică... Și el cântă pentru copiii de 15 ani, da? Da, dar stai și așa. Și el cântă melodia asta că vreau să te ah. <laughs> adică, scuză-mă, dar... Stai așa că este o scenă care mie mi-a plăcut super mult. Nu. Stai așa. Aici. Deci da și el jos în mașină, vine doar am popa. Așa. Super supărați unul pe altul, sunt ping și BAM! Și încă una! Ia uite ce l a făcut și ele. Asta și acum, m a, -a, -a, -a apărut-o... Nu... Și? Ce se întâmplă? Stai? Să împacă băieței! Deci atât au fost tot clipul să fugăresc cu niște mașini, ajung într-un club... Ba da, fix, fix stil, fix stil. Ah, și încă o chestie mișto pe care am văzut un clip, stai așa. Fii atent aici, deci ei conduc, da? Hai ca să opresc muzica ca să fim atenți pe, uh, pe video. Deci ei echipurile conduc. Fii atent, fundalul nu se mișcă. Deci fii atent, fundalul nu se mișcă în spate, dar e zgâlțită mașina că ei conduc. Și deci mi s-a părut, părut treaba asta genială. Hai, ai buget de sute de mii de euro. <laughs> și nu-ți permit să mergi cu mașina aia 30 de metri, ei și o dai de 30 de ori dus înainte, înapoi. Și faci tu un cadru din mișcare, nu? Mi s-a părut no? genial. Aici nu sunt din măsură să-mi dau cu părerea, da? Acum nu știu dacă a fost intenționat sau nu, dar frate, zgâlți mașina ca să pară că e în mișcare, dar să vede că fundalul nu se mișcă, Man, dar stau la volan. Man, ce legătură are melodia cu videoclipul? Eu nu uh. înțeleg. Și vorbeam de creativitate. asta ți pare creativ? Da, eu am observat foarte multe melodii care au videoclipul complet. Jador. Da, următor, Jador, superioara. Maneli, dar ma, ma, la Maneli n-ai. Pe locul 2. să asculti, când ești bat, oricum asculti. Asta Fiate, frate, deci. În primul, în prima care cele și Clark au apărut în trending. <coughs> ok. Uh, care e aproape Manea, 1,2 milioane de vizualizări deci, în 3 Bă! 3 zile, 2 milioane în 3 zile. Deci și tu muncești în prima o săptămână la un video pentru 250. Huh. Apoi Manea 2020. What the fuck? De ce deci, scrie Official 2020. video 2020 hit deci, deci melodia asta da. e scoasă în viitor. Deci ca să înțelegi. Ui, ăștia o... Uh, da. coai, ăștia o... na. Uh. na. Man, ăștia au fost în viitor. Asta și vorbește. Și ăștia au văzut ce o să asculte, frate. exact, viitor. asta e. Uh. Mamă, și-au băgat ritmuri de la extraterestri și ți uh. fără creierul. Da. Ai. Man, oricum, manele... Dar frate, oricum, oricum să ascultă. Da, Ascult. Da. da, o petrecere de Caterinca. De Fii Florin Salam, locul 3. În trending. Florin Salam, te iubesc în TV. Da cu uraganul, cine dracu e? <laughs> Stai așa, alea, hit 2020. Țan uragan se mișcă pe beat. 2020 Oi, <laughs> oi Maneli, ăștia din altă ligă, frate, din altă eră. Oi, ăștia sunt viitor, frate, ei, ei doar vin în vizită în prezent. <laughs> mai cântă pe la, mai pe la urs la râpa de Am dat de urs la râpa, râpa de Ăsta cine e Alex Muntric? Nu știu. N-am auzit de el? Apare în training, deci n-am auzit de el oh, în training. Ia uite, na. Ce birou al fac eu, frate? Manu. <laughs> eu le la microfon. Manu, băi <laughs> Alex. Eu le Nu te spăla pe dinți. M-a spălat un pic ce frumos. Tot îmi vine să-l miros. Deci, fii atent. Ce color grading, ce încadrare, ce focus. Fii atent. Pune pauză. Pune pauză. pauză, am zis. Deci, am dat de urs la râpa diavolului. Da. Da? clickbait. Asta dacă nu e clickbait. și da. Audi. Ah, da, pe nu, asta trebuie să Trebuie să ai primele alea 5 secunde în care atragi lumea. Dacă și... Dacă apare și o femeie. Da, am auzit este chestii, chestii pe YouTube. oamenii în primele. Cam oamenii îți dispuși în primele 5-10 secunde să-și se, se dea o părere despre da, video da, dacă se uită. Și contează, sau nu, contează, 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 foarte mult. mult. Amanda, mi se pare un pic josnic să faci treburile astea. Eu înțeleg conținut ca conținut, da sunt oameni pe care na, îi apreciez. Nu... Vorbeam la ce ziceam și noi, dacă ai posibilitatea să faci chestii mișto cu chestii ieftini da. de ce te înjosești și faci? Oi, și măcar de n-ai fi ipocrit, Pentru e, că știi? alții nu pot mai mult. Sunt unii, băi, atâta timp cât muncesc și depune efort pentru o chestie, ei nu pot mai mult, înțelegi? Țanca uraga. Țanca uraga. <laughs> mă ce asta mă, mă așa. Ui, versuri de 2020. Stai nu, nu, nu le înțelegem încă că se schimbă limba și vocabularul și de în 2020, dar el vorbește ceva acolo. Apoi, Dani Mocanu. La seral. Bă, la seral. Nu știu, am văzut un prim episod, a fost mișto, dar după aia am auzit că eu... Nu știu. mie mi-a plăcut, m-am uitat la toate până acum. Da? Chiar, am văzut primul este un serial ok. Bravo lui Bromenia, bravo lui Vale Dobrogeanu, sunt în principal regizorie. Am văzut primul episod, a fost ok. După aia recunosc, m-am mai uitat. Chiar, chiar un serial care o prins super bine și a venit într-un punct super ok acum România, că nu prea mai există seriale bune pe YouTube în România. Îți zic sincer. Și nu fac reclamă dar recomand Umbre. A, bine, dar vorbim de HBO, aici producții producție. Cred că e primul serial românesc. Bă, eram în pat într-o seară. Și nu știu cum am aplecat să-mi pun telefonul la încărcat. Și i-a avut din TV. Hopă! <coughs> asta e de-a meu. Și mă întorc. Și văd într-un serial în jurături românești în 2019. Da, da, da. Asta mi-a plăcut. Și nu mi-a plăcut, mi plăcut că în jură. Mi-a plăcut că e Exact cum e la americani, știi? Uh -huh. Că dacă un american spune fuck, uh -huh. piece of uh -huh. shit și de alea, e ok. Că e în cred, engleză. că mai de, cred că mai degrabă să cenzurez astea decât restul da. da. Dar dacă spui... Uh... Pentru asta mi-au demonetizat. Da. Dacă spui micuță bucată de căcat... Da. Și cu moț. Da, ai ideea, Da. Știi? Dar se lasă chiar, chiar în faza care episod de destul de scurtuțe. Ana Beregoi. Nu știi pe Ana Beregoi? Oh, nu am cimit. Dar tu știi cine uh... Tu știi cine vrei să spui? Hă? Apare niciuna nu a la noi până acum. Dar tu știi de Ana Beregoi? Nu știu cine e Ana Beregoi. Hai să vedem. Cappuccino! Băi, dar să știți că noi chiar bem nici cafea, Jacobs, dacă tot... Ia. Reclamă. Reclamă. Ăștia, ce copil asta? Ăsta că mi-e cunoscută. Nu, nu, cred nu, că... că nu. Ai... Uh, man, sau? are Ia. 14 ani, hai să trecem. Da, 14 Când... ani, ceva de genul ăsta. Nu. No. Da, e no. generația și ele. Da, dar hai să ne facem de cap că vin vecinii și de alea, că dacă eu mă duc și... Da, nu, eu ok să zic chestia asta. O zic așa, pe tine vreau să o tai. Dacă... A, așa. E de talent. dați un share. Bă, Deci tu dai seama ce înseamnă să introduci cuvinte de astea care sunt super folosite, neologisme am putea spune, nu știu când o să fie introdus share în dexul românesc, dar aparent, dați un share iubirii noastre, Păi e ceva 2020 2020, care e faza, frate cu 2020, stai zis, frate, ăștia de acolo, dar mai vin în vizită în prezent mai cântă la o nuntă, la o așa și nu poți să le pierdă pe asta în 2020 clar, au de să mă o programări până la... Vlăduța Lupau. Până Vlăduța la spre... Lupau, aici n-am ce să Vlăduța Lupau e Vlăduța Lupau. O știi? Da. Serios? Serios că o știu. Da, când nu-mi populară. Păi, ok. Serios că e ok. Ei, păi, da. mă cac pe mine. Mark, Mark Stam. Nu tipul ăla din Iași. Cu, cu Mark Stam nu e din Iași. Ba, da, po. Mark Stam e din Iași? Da, ăla cu solo. Noi moldovean, așa știam și eu. Ui!

Ah, ah, stai frate. Efectul ăla l-am făcut și eu într-un clip. Bă, sunt unele melodii care una este, deci e, sunt două entități, videoclipul, aceleași melodii și melodia în sine sunt două entități separate. Claro. Melodia o asculti fără să te uiți la videoclip și ești acolo pe beat, pe versuri, pe așa, te motivează sau ce vreți, ce dracu-ți dă melodia aia. Bă, și când te uiți la video, nu, nu te uiți cu mai mulți oameni, te uiți singur la acasă, lumina stinsă. Și... mulți mouse sunt în partea <laughs> stângă. Exact, despre ce vorbim, prieteni? Mă, nu e o chestie, eu am, nu, cred că toată lumea înțeles că sexul vinde, da? Hai să... Trei chestii? Da, îți băieți din Iași. Au serial pe antena... Au serial pe antena 1. Ăla cu... Să vedem cum stau din punct de vedere producției. Mie mi se pare basic. Mi se pare basic producția. Oh, te vezi care e faza. Contentul poate să fie ok. Glumele foarte bune. Dar dacă adaugi un strop de. Un strop de chestii cinematice, un strop de... Nu știu, să pară, pară un pic a, a film. Da? Știi când... Eu... De, eu... Nu știu cum să-i explic. E, Bine, e, poate e, sitcom. e, e, e diferența e super fină, știi, când îți dai seama cum video e... Da, video e video și... E, film, exact, știi? știi, faci diferența între, între ceva cinematic și ceva care parcă e filmat ocazional cu telefonul. Și cum mi-am luat mașina visurilor mele. man Aaaa. eu nu sunt de acord cu chestia asta. Poate o să zic cu multă lume că super frustrat că eu n-am mașină de 70.000. Bă, da, deci chiar, chiar, am discutat uh, zilele astea cu mai mulți oameni. Man, aici. toată lumea a spus că eu... Deci toate persoanele care am discutat de chestia asta, toți au rămas... Man. Și în același timp... E ultima aroganță, adică da. eu înțeleg că ai bani, dar tu ai pornit de la un canal mic de YouTube, știi, ca și pe tine, că ai rămas mic și am crescut cu ajutorul vostru și ca așa și mi-au mașină de 70.000 de euro și Bun, fac firmă. Hai, Dică, ok. Hai, hai, să luăm, hai, să o ani. Hai să luăm pe altă parte. Tu, dacă ai avea bani știi, ce-ai faci cu ei? Nu cred că mi-aș lua mașină de 70.000. Ok, dar ce i face cu ei? Cred că aș... Bine, la nivelul lui nu cred că o să mai fi nevoie de investit în aparate de și în chestii. Înțelegi ce zic? Adică el primește, dacă are nevoie da. de o cameră nouă, vreau pe aia. O cam, primește. o cam primește. Sau își permite să o cumpere, da, da. nu știu ce să zic. Și chit cu investiții. Eu cred că el totuși are niște investiții făcute în ceva care chiar îi aduc profit. Oricum el face bancă călău. N-ar rost acum să mai vorbim. Dar oricum are investiții făcute și nu cred că mașina asta și-o Pentru că era o chestie la un moment dat că, bă, de bani ăștia ții casă, da? Sau îi ziceau lui și el o zis într o story pe Instagram sau nu știu unde. A zis că, da, bă, frate, îmi în casă, dar eu am vreo mașină. Da, într-adevăr. Nu, no, nu este ciudă. Mie mi este ciudă. Bă, n-am bani astea, Mi-aș dori, aș visa la ei. Probabil nici eu nu mi-aș lua o mașină de asta. Nu știu ce Bă, mi-aș mulțumi cu un gram de 20.000 de euro. Bă, nu vreau să fiu ipocrit, <sus> dar cred că depinde dacă aș ști că aș da 70.000 de euro cum aș da 2000 de lei pe un telefon. Adică gen da, să mă duc cu în reprezentanță. Da, adică gen să mă duc în reprezentanță. Cât costă asta? 70.000. <lip> Cât? Atât? Stai, da. că n am mărunt. Da, aș lua -mă. Da, în considerentul în care trăim în România și în România au început să existe două clase de oameni săraci și bogați, mm -hmm. e un pic cam la 19 ani să-ți permiți să-ți iei CLS și sunt persoane care n-au bani să Părerea mea e că s-o cam rupt din niște discrepanțe. Adică noi aveam niște discrepanțe, niște diferențe la un moment dat. Bă, erau copii mici, copii, copii de vârsta noastră, să zicem, hai, până în 20 de ani, niște copii care, bă, ne vedem de ale noastre, ne vedem de liceu, facultate, asta, asta ar trebui să fie, de ce vorbeam și la începutul, ah. porque, asta ar trebui să fie viața noastră, așa. bă, dacă facem vlog, dacă facem orice altă chestie creativă, <coughs> bă, teoretic în capul meu până acum ceva vreme, tu ca și tânăr de până în 20 de ani n-avei voi, n-avei cum, nu exista vreo posibilitate real umană să ți iei așa să, -ți să, ai, să, ai în primul rând suma asta de bani. Acum o apărut copilul ăsta. O a intrat așa, o a spart absolut orice barieră, orice diferență, orice credeam eu vreodată și -o a apărut un copil, 19 ani sau nici 19, nu știu dacă are. Are 18 ani, cred. Da, știu că o, mă rog, lăsând asta o parte. 18-19 ani. Dita mai uh, populația care îl urmărește, mașină de 70.000 de euro, și el încă face bani foarte mult, îl place foarte multă lume, are, are orice. Ce-ți pare ok? Bă, eu mă bucur pentru el. Băi, da, clar. Eu nu știu acum prin ce s o că... băga și prin ce o intrat el ca să ajungă până. În că nu asta. discutăm de hate aici. N-am cum să nu zic, să nu Dar recunosc mi-e ciudă. Că... Și cum aș dori ciudă, și eu. suntem oameni. Da, normal, e firesc, cred. Ce ciudă, adică când vezi că nu au făcut nimic și au făcut banii ăștia. Că făcut mai zicea, nimic, este muncă. Da, este într-adevăr muncă, într muncă Da. practic nu au făcut nimic. Da. Înțelegi? Da. N -n... Că nu cred că a fost pe șantier să facă da, banii Da, pe asta, vezi tu, asta a nu nimeni a face ceva, da. Știi? Noi aici am înțeles ce vrei să spui, da. Și îi nașpa știi de ce? Pentru că au tăiat, părerea mea că au tăiat craca la mulți vlogări mici. Cumva. Pentru că deja lumea, tu când vii să faci vlog, deja ei te compară cu ei. Da, exact. Și n-aș pa să fii comparat când tu faci Dar chestii din, Nu, nu ca diferite. și cum e vina lor, atât timp cât ei nu... nu cumpărat abonații, nu au cumpărat audiența, nu e vina lor. Eu au făcut content și au făcut treaba că s s-o întâmplat să fie compatibil cu majoritatea publicului din România. A fost și vorba de noroc. Da, a fost, a fost și vorba a fost, de noroc. Au prins... și noroc și perioada în Clar. care au făcut asta. Da, da. Că probabil dacă ei s fi, dacă ar lua de la zero acum, nu cred că ar mai... Da, ce mai avem pe trending sunt deci la trei chestii și ele apoi la Sfirbin. Uite, asta mă bucur să văd în trending Tesla Cyber, Cyber. Clar, am văzut și eu, super. Deci tare. mă bucur să văd asta în trending. Tu parcă mi-ai zis de la povești cu Jimmy că o furat? Da, poveștile. Da, era o chestie Bine, nu știu acum cât de adevărat este, dar posibil, tot ce este posibil. Da, uite, totuși încă e în trending cu 791.000 de view, mâncați așa. Da, omul este în trending pentru că lumea să Uh, cred că vrei să-mi arati ceva. Da. Da, deci în primul rând avem foarte mulți copii, da? Mă pare micuțul. Da. Ia uite, copilaș. Ia uite, frate, cât -ți... -ți... dai seama că e acolo când au zic urmează să filmeze cu și el, era... Auzi, tu nu uh... ești băiatul de pe YouTube? Nu, ceva nume de băiat. <laughs> Man, da... Asta. Man, mi se pare un pic penibil, adică... E, e, e puțin penibil, puțin. Man, e cre... super cringe cum joacă ei și cum cântă, adică mi se pare la fel. Nu, nu niciun spirit de la actoricesc, știi, să zici că băi mă implic, mă ia spune tu, la începutul anului 2019 nu te gândeai așa, că băi bă, cum dracu fi băi un film făcut de vloggeri în România de Crăciun m-am gândit frate, dar m-am gândit la un alt film. mi-am imaginat un alt fel de film despre vloggeri, pentru că având atâta influență vloggerii ăștia, frate, bagă și pe ăștia mai mici, vloggerii mai mici hai frate să facem o chestie dar mișto dar ar stricat combinația hai să ajutăm ceva, că avem influență, hai să ajutăm cu chestii Hai să facem ceva pentru că fiind Crăciun, noi, hai să facem ceva pentru toată lumea. Da, asta ar fi fost mișto. Vrei să spui vre. că eu au făcut filmul ăsta și să zic unul dintre ei, sunt bap. De noi luăm vreun bani de pe filmul ăsta difuzat în toate cinematografile din România. Da, dacă o luat vreun bani, dar o luat de la stat 490.000 de, euro. 490.000? Da. Mai nu de, știam, știam 100, delay, nu, de milioane. Nu, peste 90 100 de mii de, de lei. euro. 100 de euro. Da, cei de la Five Gang au luat pentru filmul ăsta, Five Gang The Movie, 90 de mii de lei de la stat. Bă, știi care e partea bună din toată treaba asta? Este că statului țării ei, noastre îi e, pasă. E, pasă, fel, da, exact. pasă puțin, știi, de, de, faptul că noi, sau mă rog, hai, nu eu, că, dar ei, influențează așa un și impact. bani să aducă filmul ăsta A, în Bă, toate cinematografele din țară. imaginezi că în țară. cinema trebuie să meargă mămica și cu fiul și tăticul pentru Prietan, că 20 nu ai voie de să lei mergi biletul, biletul, Da? 20 de lei pentru adult. Păi o familie de 3 oameni. Da. Mama, 10. tata și copilul. 40 și copilul hai care are reduceri 10 lei sau 8 lei la cinematografele mai fericite. Cinematografele. 50 lei, da? 50 de start. Un popcorn, o suculeță, da, da, da. încă 50. Păi uh, 50 de lei pentru o familie. Într-un cinematograf în cap, nu știu că, Ha, 80 de oameni. Hai, să spunem 80 de oameni. 80 de oameni asta înseamnă 40 de familii. 40 orice în 50. Nu facem mai, de mai nu suntem experti acum, dar polițiști rău polițiști bun? ca în filmele americane. Nu asa, așa? Invergen. Bă, pune-te bă, la pământ, auzi? Au au pune-te la Ia... <laughs> 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 Băi, e ok. Da, asta. E amuzant, da, știi, o, o pus, o pus niște glume mișto, da. Sunt câteva glume mișto. Băi, el per total îi e uh, ok, dar poate subiectul puțin schimbat. Și ei nu joacă bine. Adică să vede că Vali Dobrogeanu are ceva uh, experiență în cinematografie. Bromeina la fel, care au făcut școală. Da, mă, dar ei mi robotici. Ei copiii, da, gen 5 da, Game. Da, da, mi se par da. super robotici. Da. Adică Stai gen... să vezi că este o scenă când îl împușcă sau nu, îi dau o palmă lui Paint sau cum îl cheam pe ăla. A, doream zis. popa! A, avem. Asta e că era aici o fază. Impresionați-mă! Impresionați-mă! Când vreodată ai să auzi o femeie care... Impresionează. Te duci așa în club cu vreo cinci vlășgani, începi să dansați, toți câte o berică, și se apară o tipă, știți? Vă dați tot la una, la, fix la aceeași tipă, vă dați tot, știți? Și ați fi impresionați-mă! Când vreodată în viața ta... T-o de bada, stai puțin! <laughs> <laughs> Vrei să vezi <vă> cum berea asta? <laughs> alba? <pochichiș? laughs> Deci avem și un rap battle Da, asta da. da, nu mi se pare rap battle, mi se pare da, aici, nasiază, e, Da, aici. nu știu, dar eu zis rap battle. Eu rău, tu bun. O să fiu și eu rău. Uite, băi, nu mai faci <laughs> Aș face. doi sunt fani, da, da Dar e clișeic. E strict ăla, de chiar polițist rău, polițist bun, știi, da. în, în state. Și micuțul, faptul că apare micuțul face. Ia uite, stai! Băi, băi, n-ai cum! Cum să-l pui pe Dorian? am că asta a fost la caterincă, da. Ui, cum să-l pui pido pe, pe Dorian să împuște din pectoral? Da, Bă, mane l-a împușcat din pectoral sau eu sări glontul când l am împușcat? Nu, l da? împușcat din pectoral. Deci, efectiv, gen, gloanțele au plecat din pectoral. Gloanțe de testosteron, de drag. Au plecat din pectorale lui. Și l-a împușcat, înțelegi? nu e cu sfârcu. Nu o să vede că -a aici, nu o să aici, Deci, pe mine, eu n-am pectoral, nu știu să arăt. Dacă aș avea, ar fi pe undeva pe aici. Da, nu pot să numi asta Da, restul e de la și ele, gen, vorbește el despre film și cât de mulțumit este de film cum iese și zice asta din mașina lui de 70.000 de euro. Nu, i faza în care spun el că vezi doamne, facem mai bun film realizat vreodată. A, bă, da. Ma, n-ai cum să zic filmul ăsta cel mai bun realizat. Da, în da, da. E, mi se pare o afirmație că, puțin cam dură, cam puțin cam, știi, că putea greoaie. că putea să zică, dar nici așa n-avea Putea să spună că e cel mai bun film pe nișa asta, dar nici așa. Păi nu, știu să mai fi film despre vlogger sau despre... Sunt filme de Crăciun, uite, ăla făcut de... Făcut cu Ștefan Bănică Junior. Da, Man, da, da. super da, super mișto și nu imită și nimic. Chiar era din... de Crăciun, adică... Da, și nu imită nimic din străinătate. Să zici că, băi, eu imitați la un film de Crăciun din străinătate. Da. Eu nu, știu. înțeleg. aici părerea mea e că au foarte multe bucăți de la filme, de la uh, tipicul și... Uh, tipico american, tipico. mașini scumpi. Exact, femei, uh, gloanții, exact. arme, pectorale lui... Dorea popa. ceva. Popa. Dorian de la ei. Asta e de la ei. Da să... Așa, polițist polițist bun. Că ei să despart. așa, răpiri. Și unde e Crăciunul, om? Unde toată treaba Crăciunul? Unde Brad? Bradu? Unde e chestia Crăciun? Dar nu știu, de ce asta zic? Eu n-am văzut. Băi, cred că la, la trailerul ăsta mai putea, mai putea lucra o leacă. Adică se putea scoate ceva mai mult Dar asta este. Cu asta încheiem. Da. da. podcastul ăsta că deja are foarte... Foarte mult. Uh, nu uitați de provocarea aceea. Da, nu uitați de challenge, nu uitați să lăsați... Să provocarea lăsați... Să... provocarea Provocarea ceea, ce nu a ce, ceea. Ce. Uh, să lăsați în comentarii, bă, un challenge. Să vedem cam ce vă, vă poate vă capul uh, și cam, cam atât. Nu uitați, Ruvix, mulțumesc foarte, foarte mult pentru tricouri. Sunteți, sunteți absolut grozavi. De acum ne vedem în video în următoare. O să fiu un chin ăsta la editat, dar asta este. V-am pupat. Pa!